Salut tuturor! Astăzi am revenit cu un nou clip pentru voi și anume un Quiz Chance 2. Da, 2. Pentru că vreau să fac un clipuleț de genul. Deci să începem. Am întrebările notate pe carnetelul ăsta. Da, e o foaie ruptă. Și să începem. Ok. Ce-ți place să faci? Îmi place să stau. Adică, mie nu-mi place presiunea și nu, adică și când trebuie să dau o teză sau ceva, sunt foarte presată foarte, foarte mult timp și da, e foarte urât. Și da, înțelegeți voi. Ce preferi, portofel sau geantă? Nu știu. Portofel. Adică, portofel. Portofel, da. Mi se pare mai practic portofelul decât o geantă. Câine sau pisică? Am mai spus asta și în question 1, că îmi plac mai mult câinii decât pisicile, dar și pisicile sunt drăguțe, dar mai mult câinii. Prefer eu câinii, nu știu ce. Penar sau ghiozdan? Ambele. Adică, ambele. Pix sau creion? Cred că pix sau creion. Da, creion. Da, ale creion. Telefon sau tabletă? Telefon. Nu-mi place tableta, adică de la un timp chiar nu mai folosesc atât de mult tableta și... Care este deodorantul tău preferat? Avon Care, Fresh and Soft. Probabil l-ați mai văzut. Miroase fresh, dar nu este genul ăla de fresh care să fie așa, boom, fresh, îți iese în față. Este fresh, dar și soft din cauza asta. Vine într-un mod subtil de fresh, dacă înțelegeți, și mă protejează foarte bine, este foarte bun și foarte, foarte ieftin. Care este balsamul tău de buze preferat? Nu știu, aici am două. Și-ar fi lip butter-ul de la Nivea. Pentru că ăsta îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și miroase și foarte, foarte bine. Da, știu, mă fac albă pe aici. Cauza. Dar îmi place pentru că este super hidratant și își face foarte bine treaba. Și al doilea ar fi lip balmul de la Himalaya. Am dat pe el 7 lei, 6 sau 7 lei și arată cam așa, aproape terminat. Mirosea gumă Orbit cu pepene și îmi place, hidratează foarte bine și vi le recomand și vouă. Aici avem numai cu preferate. Care este crema ta de mâini preferată? Păi, într-un timp, crema mea de mâini preferată a fost cea de la Alverde, dar acum este cea de la Dove, aceasta. Dove Pure Lip Pampering cu unt de shea și vanilie. Miroase genial de bine crema asta de mâini. Și are o textură și foarte, foarte ok. Și face foarte bine treaba și este așa delicată cu mâinile. Ok. Aici.
Da. Pantofi cu toc sau pantofi fără toc? Cred că pantofi cu toc, dar și cei fără toc, pentru că și ei sunt foarte comozi și da, îmi plac și pantofi cu toc. Care este lănțișorul tău preferat? Ok, ci am o mică problemă. Pentru că am trei lănțișoare care sunt preferatele mele și îmi plac foarte, foarte mult. Și ar fi acesta pe care îl port acum. Dacă puteți să-l vedeți, este acesta cu piatră. Este o piatră roz de la Swarovski. Arată cam așa. Și mai le am pe acestea două. Acesta pe care îl știți din hol cu fluturaș și este preferatul meu. Și acesta cu pisică pe care îl știți din mini hol. Și toate trei sunt preferatele mele, îmi plac extrem de mult și sunt foarte, foarte drăguțe. Le asortez în funcție de culoarea tricoului sau chestii de genul. Care este oja ta preferată? Am mai răspuns la videoclipul ăla. Am mai răspuns la videoclipul cu Question 1 și am zis că oja mea preferată este aceasta de la Pharmacy. Nu știu ce nuanță e sigur, dar este un galben. Galben. Galben, da. Care este culoarea ta preferată? Și la asta mi se pare că am mai răspuns odată. Puneți alte întrebări. Am spus că, sau dacă n-am spus până acum, culorile mele preferate sunt crem, toate tipurile de albastru, de la turcoaz până la albastru închis, murdar, mov, rozul electric, cum ar fi ăsta. Bine, el e mult mai electric în persoană, să zic așa, decât pe cameră. Pe cameră nu se observă că e atât de electric, dar în realitate este. Și negrul, îmi place mult negrul. Care este lucrul de care nu te vei despărți niciodată? Nu cred că mai are rost să vă zic altceva despre acest lucru. Nu, n-am de gând să renunț niciodată la dezinfectantul meu de mâini, dacă la asta te referi, sau dacă te referi la un produs la care n-am să renunț niciodată, este dezinfectantul, pentru că produsele vin și pleacă, alte produse, dar dezinfectantul ăsta. Îmi place la nebunie dezinfectantul, îl folosesc mereu, deci mereu la în geantă, în ghiozdan, în pungi, în tot ce apuc eu să-l pun acolo rămâne. Și este superb. Aoleu, și cât de mult am consumat din el. Trebuie să mă duc să recumpăr. Da. Este de la Sanomedic cu aloe vera și glicerină. Are și un sistem foarte drăguț de utilizare. Îmi place foarte mult și vi-l recomand și voi. Este și ieftin, 7 lei. A fost tot ok. Da, cam acestea au fost toate întrebările de pe pagina asta. Da, nu au fost cine știe ce întrebări, au fost întrebări, eu zic, suficiente. Sper că v-a plăcut acest clip. Din nou menționez că nu am de gând să oblig pe nimeni să privească videoclipul ăsta. Dacă voi nu aveți plăcere să vă uitați la videoclipul ăsta și vă uitați așa, ce proastă e aia, sau vorbește și aia să nu doarmă, nu vă oblig să vă uitați. Deci sper că v-a plăcut acest videoclip și ne vedem data viitoare. Pa, pa!